Întrecerea a fost viu disputată, toți concurenții demonstrând că s-au pregătit intens pentru cele trei probe, pista cu obstacole, ștafeta și dispozitivul de intervenție la motopompă. Ocupantele locului întâi în cele două competiții s-au calificat la etapa interjudețeană a concursurilor profesionale care se vor desfășura tot la Câmpul Lung, la începutul lunii iulie. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență au ca obiective dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirea acțiunilor de intervenții în situații de urgență, totodată evaluarea nivelului de pregătire a capacității de intervenție, popularizarea în rândul cetățenilor a unor aspecte din activitățile desfășurate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, dar și dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile voluntare și private pentru situații de urgență.